În timpul performanțelor sportive profesionale se poate întâmpla orice și adesea astfel de momente provoacă un interes sporit pentru sport. În video de astăzi veți vedea astfel de situații, dar înainte de toate vă rugăm să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul. Toți și-au reținut respirația în așteptarea unui gol, dar portarul a făcut un salt uimitor și a respins mingea cu picioarele. Ar fi fost extrem de dezamăgitor dacă nu i-ar fi reușit. Acest jucător de basket practic și-a bătut joc de adversarul său. Chiar și după ce a transmis mingea pe la spate altui jucător, l-a făcut pe adversar să creadă că aceasta încă e la el. Vă imaginați câte antrenamente stau în spatele acestor trucuri? Eu nu pot să cred că oamenii sunt capabili de așa ceva. Lupta abia începuse, dar unul dintre luptători deja reușise să-și învingă adversarul. Probabil se grăbea undeva și nu-și dorea să se rețină aici prea mult timp. Schiorul a decis să-și demonstreze abilitățile sportive pe scările unui castel vechi. Pentru a face ceea ce făcea el în acest video, trebuie să fii un sportiv profesionist, așa că ar fi mai bine să nu repetați cele văzute. A juca cu mingea la o altitudine de câțiva kilometri e o sarcină deloc ușoară, dar băieții sunt adevărați profesioniști și au făcut o treabă grozavă. Pare a fi un băiat foarte curajos, dacă a ales să facă așa exercițiul la sală. Cu siguranță nu va rămâne neobservat. Toată lumea își dorește să câștige și de multe ori sportivii folosesc strategii neobișnuite și fac trucuri mai puțin practicate. Dar ideea a fost atât de strălucitoare încât le-a venit în minte ambilor în același timp. Acest jucător de basket a reușit să arunce mingea în coș în ultimele secunde. Desigur că toți fanii erau super entuziasmați și fericiți. Astfel de momente nu se întâmplă foarte des. Băieții au demonstrat cum, cu ajutorul unor trucuri bine coordonate, poți arunca mingea în coș cu o altă minge. Chiar dacă într-un joc real acest truc va fi greu de efectuat, arată foarte spectaculos. Jucătorul de baseball era atât de concentrat să lovească mingea, încât aceasta de parcă s-a ascuns de el. Acest bărbat a decis să folosească anvelopa de la tractor pe post de cerc sportiv. Pare a fi o idee nebună și e greu de crezut că ar putea să-i reușească ceva, dar totuși bărbatul și-a atins scopul. În timpul campionatului de ping-pong, unul dintre jucători a făcut imposibilul. Acesta a reușit să lovească mingea care deja cădea de pe masă. Adversarul său nu a reușit să înțeleagă cum a făcut asta. Comentatorul sportiv a meciurilor de baseball a urmărit acest sport atât de mult încât este capabil să prindă mingea ca un sportiv profesionist. În timpul unui meci de volei, mingea a zburat în tribune, iar un sportiv imediat a sărit gardul și a lovit-o, astfel chiar reușind să câștige câteva puncte. Unii sportivi chiar merită toată admirația. Unele cascadorii cu motocicleta sunt cu adevărat impresionante. Priviți ce a reușit să facă acest motociclist. E greu de crezut că oamenii sunt capabili de așa ceva.
În timpul cursei, niciun porumbel nu a avut de suferit. Se pare că acesta e un iubitor de adrenalină. O altă explicație a faptului că a decis să zboare din fața roții chiar în ultima secundă nu am. Fotbalistul nu era de acord cu decizia arbitrului de a primi cartonaș galben și l-a dat jos din mână, iar pentru asta a primit cartonaș roșu. Acest jucător de tenis a aruncat mingea pe podea, iar când aceasta a sărit înapoi în sus, sportivul a prins-o pe la spate. Destul de impresionant! Atunci când se întâlnesc doi maieștri ai tenisului, meciul se transformă într-o adevărată artă. De ce? Vedeți și singuri. Desigur că nu fără puțin noroc, dar acest jucător de tenis a reușit să arunce mingea peste plasă cu mare precizie, oferindu-i rotația necesară. În lume există o mulțime de jucători de tenis, dar cei profesioniști joacă fiecare moment până la sfârșit. Ce precizie și emoții! De asemenea, în tenis nu sunt interzise astfel de lovituri, pe care sportivii le folosesc, însă doar în cele mai rare cazuri. Costumul albastru pe gazon albastru este cheia succesului garantat. Deci, acest sportiv chiar știe ce face. Pentru unii jucători a face strike e prea plictisitor, dar a face asta cu capul în jos e mult mai interesant. Iată un video în care poți vedea cum se simte șoferul a cărui mașină a derapat la cotitură. Când mingea zboară prea tare și nu o poți lovi cu capul, pune pieptul în funcție. Acest tânăr făcea tot felul de trucuri cu skateboardul și a decis să sară peste bordură. Skateboardul a zburat în jos, iar el a fost salvat de cureaua rucsacului. În timpul campionatului de arte marțiale, unul dintre luptători, cu o mișcare incredibilă, a evitat o lovitură puternică. Se pare că acest urs are prea mult timp liber și pentru a nu sta degeaba, și-a găsit ocupație. Probabil curând va participa la competiții. Această fată a devenit foarte populară în doar câteva secunde, când cameramanul a îndreptat camera spre ea. Ea a observat acest lucru, dar nu s-a simțit deloc incomod. Ba din contra, era mândră de faptul că toată atenția era asupra ei. Portarul întotdeauna trebuie să fie extrem de atent și să monitorizeze mișcările adversarilor, pentru a nu avea astfel de incidente. Sportivul a lovit mingea spre jumătatea de teren a rivalilor, dar de acolo aceasta a zburat spre poartă atât de rapid, încât nimeni nu a reușit să reacționeze. Iar aici, operatorul a acordat multă atenție costumului de baie a notătoarei Patricia Martinez. Cei mai buni atacanți din lume sunt renumiți pentru că pot marca goluri din cele mai imposibile poziții. Luis Suarez face parte din această categorie de sportivi. Dacă ați privit acest video până la sfârșit, neapărat puneți like și scrieți un comentariu. Pe curând!